Bună seara, doamnelor și domnilor! Mihai Neamțu, Vocea Libertății. Mă bucur să ne revedem. Este un loc deja consacrat pentru analizele de tip geopolitic, analizele de profunzime în orice caz, care nu țin de divertisment, ci cât de înțelegerea profundă a fenomenului incredibil prin care o jumătate de umanitate este obligată să treacă. Fenomenul acesta al unei noi dezordini mondiale, cum i-am spus, și pentru această seară avem un invitat special. Însă înainte de a vă prezenta un om autorizat să vorbească despre acest conflict între lumea liberă pe de-o parte și o lume care se încăpăținează să nu se reformeze politic, cel puțin lumea dragonului chinezesc, dați-mi voie să vă spun ultimile știri despre această pandemie, doamnelor și domnilor, pandemia pe care nu credeam că o vom vedea dezlănțuită peste tot în toate cele 5 continente. 3 miliarde și jumătate de oameni este de necrezut. 3,5 miliarde de oameni sunt astăzi blocați, nu au nicio activitate. E un șabat permanent, am putea adăuga, și lucrul acesta ne pune într-o situație dificilă. E bine, în China au reapărut cazurile de infecție, de coronavirus. Unii vorbesc despre un al doilea val. În alte localități din America, în primul rând, valul acesta de infecții este de neoprit. Din păcate, New York a devenit noul Wuhan, să spunem, al lumii occidentale și, din păcate, vom asista la foarte multe sute de mii de morți în Statele Unite. O spun nu eu, ci o spune președintele Statelor Unite alături de echipa lui, inclusiv medicul Fauci. De asemenea, avem niște noutăți. Pentru prima oară de la începerea crizei, într-adevăr, președintele Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, și-a cerut scuze public Italiei pentru lipsa de reacție și pentru lipsa de implicare a Uniunii Europene la nivel de spital, cel puțin în Italia. Peste 88% din italieni sunt nemulțumiți de reacția Uniunii Europene și 44% se gândesc la un exit. Este incredibil ceea ce aflăm de pe fluxul de știri. Vom discuta cu invitatul meu special în această seară și despre rolul pe care Uniunea Europeană îl joacă în această reașezare de forțe. În Marea Chinei de Sud, doamnelor și domnilor, avem de asemenea o agresivitate crescândă a Chinei. Știrile ne spun de asemenea că există la nivelul Casei Albe o foarte, foarte mare supărare privind rolul pe care președintele Xi l-a jucat în mușamalizarea acestei informații despre pandemia COVID-19, pentru că, trebuie să adăugăm și asta, Partidul Comunist Chinez a avut relații speciale la Organizația Mondială a Sănătății. Dar pentru a vorbi despre toate acestea, așa cum v-am promis, am un invitat special și el vă este deja cunoscut de la emisiunile pe care le difuza pe vremuri Rareș Bogdan. În primul rând, este un veteran al acestor întâlniri de seară de la Jocuri de Putere. Îi spun bine ați venit domnului profesor Dan Dungaciu, din București, original însă din Târgu Mureș. Mulțumesc pentru invitație. Bună seara celor care ne privesc. Sper că momentul pe care o să-l petrecem împreună va fi unul fructos pentru toate părțile, ca să spun așa. Emisiune cu dumneavoastră au prilejuit nu odată asemenea momente. Vă mulțumesc mult, cei care ne privesc acum și cei care ne vor privi în următoarele zile, pentru că suntem distribuiți și pe YouTube și pe Instagram, suntem practic peste tot și, din fericire, publicul nostru ne urmărește și acolo. Suntem live pe Facebook, nu uitați să dați un share și să distribuiți, poate chiar prin funcția aceasta Watch Party, acest dialog cu un reputat sociolog, istoric al ideilor și, aș spune, gânditor în termen de geopolitică, cum puțin mai sunt la noi, care are o afiliere directă cu Academia Română, dar și cu Universitatea București, domnul Dungaciu, binecunoscut pentru analizele pe care le făcea în anii 90 asupra unor fenomene precum naționalismul, care, iată, naționalism revine în China, domnule profesor. V-aș întreba direct, cum ați desena portretul, da, portretul acestei structuri politice totalitare de la Beijing, care e deja confruntată cu o critică în interior și, bineînțeles, cu o tot mai puternică, tot mai presantă, să spunem așa, nemulțumire din afară? O întrebare foarte simplă. Dincolo de glumă,
Deng Xiaoping spunea la un moment dat, ca un soi de motto pentru prestația acestui colos, ascundeți puterea, pregătește-ți momentul. Acea China despre care vorbea Deng Xiaoping nu mai există. Astăzi avem de-a face cu o China care, pe o rețetă care nu e deloc specifică chinezilor, intră în lume, dacă vreți, cu forță și o indolență de tip Siegfried, care coboară cu ursul de lanț și nu-i pasă nici de reguli, nici de nimic, pentru că vrea să-și exprime puterea. Această China e altceva. Această China nu se mai ascunde. Această China a ajuns să se exprime pentru că naționalismul ei fervent, care este cheia de înțelegere a Chinei în acest moment, a dat de mult pe din afară. Succesul economic, s-a spus la un moment dat, atenuează asperitățile naționale și naționaliste. Este evident o eroare. Într-un singur caz, succesul economic a atenuat asperitățile naționale, în cazul Uniunii Europene după Războiul Doi Mondial. Dar de fiecare dată când am avut de-a face cu un stat care a devenit economic semnificativ, a început concomitent să-și exprime, ca să zic așa, și valențele naționale în forme, mă rog, exagerate de multe ori. A fost vorba de Turcia, a fost vorba de Federația Rusă, e vorba de China. Toate aceste state, cu cât au crescut puternic economic, și-au scos din debaraua de memorii, memoria geopolitică foarte pregnantă. Turcia și Rusia, amândouă au fost imperii. China, memoria civilizației chineze, care ar fi trebuit să stea în această interpretare în centrul lumii. China vrea să redevină în centrul lumii. Asta este, dacă vreți, cel mai simplu exprimat, ceea ce se petrece acum în China. Tot ce e legat de coronavirus, de această confruntare, trebuie citit prin această grilă. Ăsta este pretextul, nu textul poveștii. Textul poveștii este că China vrea, cum spunea, cum s-a exprimat odată scăpându-se probabil președinte Xi Jinping, în 2017, într-o conferință internă pe securitate, China dorește să devină lider mondial într-o lume post-occidentală. Asta a fost un gând exprimat de președintele Chinei, care nu s-a mai putut abține. Fac o mărturisire, acum vreo 2 ani, 3 ani de zile, am fost invitat la Târgul Internațional într-o delegație românească mai amplă, Târgul Internațional de Carte organizat în China, și printre standurile enorme ale editurilor chinezești am avut posibilitatea să răsfăiesc și câteva cărți ale președintelui chinez. Discursuri foarte bine calibrate, sau foarte bine, ca să zic așa, atenuate, dar la un moment dat, e una sigur dintre ele. Opere complete, să recunoaștem. Adică Karl Marx și Lenin mai primesc un asemenea tratament. Opere complete, foi scump, hârtie scumpă, iertați-mă că vă întrerup, engleză foarte bună, traduceri excelente, printuri color, deci într-adevăr la înălțime, da. Și la un moment dat m-a frapat o frază. Succesul economic al Chinei se datorează tradițiilor chinezești și istoriei chineze. Când îți apare explicația identitară a succesului economic, ai pe masă o rețetă perfectă pentru o forță care vrea, cum se spune, să meargă cât mai sus, dar nu se gândește foarte exact unde trebuie să se oprească. Nici nu se gândește că trebuie să se oprească. Deci China acum este în ascensiune, are o dinamică, o combustie fabuloasă. Chinezii sunt în acest moment angajați identitar, fără precedent, și forța asta identitară de fiecare dată la nivel internațional a fost mai puternică decât liberalism. Forța asta e în stare, dacă vreți, să modifice realități strategice și geopolitice. De asta e important ce se întâmplă acum în plan secund al crizei medicale propriu-zise. Finalul acestei crize medicale este o miză strategică. Miza viitoare ordin mondiale, pe care o vedem acum în fazele inițiale, o să trecem peste faza economică acestei crize, o să trecem peste faza politică acestei crize și vom ajunge la faza strategică. Acolo se uită toți, de fapt acolo se uită doi actori importanți, cei mai importanți astăzi în lume, America pe de-o parte, China pe alta. Restul sunt la altă categorie de greutate. Domnule profesor, ați spus un lucru esențial, interesul Chinei este interesul de ordin hegemonic, puterea, pe scurt, puterea de influență asupra întregului glob, o putere imperială care a dominat, să nu uităm, Mongolia, o putere imperială care a supus populații întregi, știți mai bine decât mine,
și nu mă pricep neapărat la istoria Chinei medievale, dar știu că în zona aceasta Turkmenistan parcă au făcut cucerii. La un moment dat au coborât, sigur, înspre sudul Chinei de astăzi și au dominat inclusiv până astăzi, iată, domină Marea de Sud a Chinei, unde se ciocnesc cu vietnamezii. China apoi și-a extins influența mult peste granițele Asiei. Nu vorbim aici doar de India și de Pakistan, vorbim despre Golful Persic, vorbim despre prezența Chinei în Africa de mai bine de 10 ani, vorbim despre prezența Chinei în Europa, unde au cumpărat porturi și, bineînțeles, aș spune politicieni, nu știu de ce împreună vin la pachet asta de multe ori. China e prezentă în America de Nord, ține în minte scandalul fiicei lui președintelui Huawei, arestată de către guvernul canadian. Deci China este, fără doar și poate, ambițioasă ca niciodată în istoria ei. Nu mai este o putere, aș spune, continentală, este o putere globală cu ambiții hegemonice. Deci puterea e cuvântul cheie. Al doilea cuvânt cheie îl găsim în această scriere a lui Xi Jinping sau Jinping, nu știu exact cum se pronunță, o să mă apuc de mandarină ca să fiu mai corect politic față de ei, dar vreau să observ că ei nu renunță la doctrina marxistă. Așa cum Stalin, da, în exegeza lui Stephen Kotkin spunea, acest mare istoric american, surpriza absolută a documentelor de arhivă este că Stalin era un marxist. Vom avea surpriza că acest Xi Jinping este un comunist, în timp ce, sigur, liderii occidentali se chinuie să picteze cum se poate mai frumos această chipurile reforma sistemului de la Beijing. Și atunci vă întreb, câți occidentali înțeleg pericolul despre care dumneavoastră vorbiți? Câți lideri politici din lumea liberă sunt pregătiți să confrunte China în termenii necesari unei confruntări? China are o istorie, nu vreau să intru în detaliile istoriei complicate chineze, dar a avut în istoria ei veche și paradoxuri. China a fost primul stat, imperiu, care a construit un zid. Marele zid chinezesc a fost să se apere, nu a avut, ca să zic așa, forța și energia și viziunea și filozofia politică, dacă vreți, Occidentului, care a avut puterea, nu-i așa, să cucerească în termenii capitalismului, în termenii modernizării lumea. China și-a făcut un zid ca să nu mai aibă de-a face cu restul lumii. China a fost atunci foarte autocentrată și o bună parte din istoria ei s-a petrecut sub zodia acestui semn. Dar astăzi China nu mai este acea China. Așa cum bine ați făcut și noastră precizarea. China de astăzi este o China care se extinde. Care e scopul ei final? Probabil că încă este prea devreme să ne dăm seama, dar cu siguranță o mare negociere este cea pe care și dorește China. Și când spun mare negociere, mă refer la cea mai importantă negociere care stă să ne pască în următoarea perioadă. Adică își revendică rolul la nivel global. Că va fi vorba de capcana lui Tucidide, care duce automat, nu, către o confruntare, cum spune faimoasa paradigmă, adică atunci când un hegemon întâlnește o putere în ascensiune, rezultatul aproape fatal este războiul. Dacă se va evita sau nu capcana lui Tucidide în relația Statele Unite, China urmează să vedem, dar este clar că cel mai mic lucru pe care și-l dorește China în acest moment sau îl acceptă, este o mare negociere în care ei să-i se dea o bucată importantă de influență. Adică vecinătatea e apropiată cel puțin, cum ar spune Federația Rusă, dar la alt nivel. Deci asta vrea China și sentimentul meu este că nu se va opri. Dar puteți să ne spuneți mai precis, pentru că suntem interesați și de geografie aici. Ce vrea China cu adevărat? O halcă din Africa? Ce vrea? Să ne înțelegem. Nu am globul. Trivializez, dar am un public care așteaptă mai concret precizările acestea. Când ai o forță precum China, care în momentul acesta nu este nici în Fondul Monetar Internațional, nici în Banca Mondială, când nu este în G7, când se simte, nu-i așa, extrem de neglijată, China vrea o redesenare nu doar în termeni geografici. Sentimentul meu este că vrea o redesenare și în termeni instituționali sau termeni instituțiilor mari care ne-au configurat existența noastră strategică și economică,
de decenii, cel puțin de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial încoace. Deci e vorba de o desenare la scară amplă, într-o primă instanță. Cât despre geografie, ea urmează după. Geografia este o consecință acestor redesenări, pentru că negocierea mare se va face inclusiv de poziția pe care China o va dobândi, de pildă, în sistemul financiar mondial. China nu este deloc mulțumită că este în afară. Și dacă e să discutăm foarte realist, e și complicat să funcționezi cu un sistem care încă nu reușește să aibă o relație sau să includă state precum China sau India. Deci din această perspectivă vor fi presiuni de aici înainte la nivel instituțional, la nivel financiar, la nivel economic și evident că la nivel geografic. Marea Chinei de Sud, cred că asta este părticica cea mai mică, nu? Cea mai nesemnificativă care se va discuta la vremea respectivă. Deci nu e vorba de o geografie foarte clară. Nici nu m-aș hazarda în asemenea presupuneri, dar cert este că toată ordinea mondială se va modifica. Ce înseamnă ordine mondială? Ordine mondială schimbă toate instituțiile. Ordine mondială se cuantifică, se ilustrează prin instituțiile care există. Ordinea mondială dinainte de 89 avea, ca să zic așa, NATO, războiul rece, bătălia între cele două sisteme. Asta era ordinea mondială, cu instituțiile aferente fiecărei entități. A fost negociată ordinea mondială între două mari puteri. Asta s-a întâmplat. Așa s-a configurat ordinea mondială dinainte de 1989. Statele Unite și URSS împreună cu, hai să zic așa, aliații direct sau indirect, au negociat o ordine mondială. Ordinea aceea mondială s-a prăbușit în 1989, când ordinea mondială a devenit ordinea hegemonului american, ordinea liberală. America a rămas hegemonul prin excelență, n-a existat nimeni care să-i stea în cale, iar ordinea de 30 de ani pe care America a gestionat-o așa cum a gestionat-o președintele Trump, ar spune că n-a gestionat-o foarte bine sau nu, în avantajul Americii, s-a încheiat. Noi suntem astăzi în zorii viitoare ordini mondiale, care ordine mondială se va configura în jurul relației dintre America și China. Va fi război, va fi mare înțelegere, nu putem ști deocamdată. Dar viitoarea ordine mondială în jurul acestor puteri se va configura. Uniunea Europeană, Federația Rusă, iertați-mă, sunt ca boxerii de categoria mijlocie care vor să joace la categoria super grea. N-avem decât doi boxeri la super grea, America și China. Restul sunt la și alții. Din păcate, Europa este tot mai relevantă, deși produsul intern brut al Europei, să spunem la nivelul Uniunii Europene, se apropie de cel al Americii, deși sunt 500 de milioane de europeni care ar putea să conteze într-o decizie de tip geopolitic. Europa vorbește pe multe voci astăzi, o să revenim la acest lucru. Dar, domnule profesor, China, de când a intrat în World Trade Organization, în Organizația Mondială a Comerțului, a reușit să crească foarte mult în plan economic, în timp ce Statele Unite, care avea o creștere economică anuală de 3,5% din 1946 încoace până în, iată, anul 2001, dacă nu mă înșel, a început să scadă treptat, când, repet, toată manufactura din lumea liberă, spun mereu lumea liberă pentru a nu spune și Europa și America, dar ați înțeles cu toții la ce mă refer, toată această manufactură s-a mutat treptat către China. 60.000 de fabrici, am mai dat această cifră, au fost închise de la terminarea mandatului lui Bill Clinton până la apariția lui Donald Trump. 60.000 de fabrici. Cine n-a înțeles că asta doare? Cine n-a înțeles că închiderea unor fabrici are legătură cu această criză a opioidelor în decenul Ohio sau Wisconsin? Cine n-a înțeles că această stimă de sine a americanilor a fost puternic lovită de mutarea manufacturii în China, n-a înțeles nimic. Însă, mai e ceva, domnule profesor, și iată, introduc un element, poate o să ziceți că senzaționalist, dar eu cred că am proprietatea termenilor. Trădarea elitelor, din nou, nu faimoasa butadă a unui mare filozof, da? Trădarea elitelor de la Davos. Pentru că în timp ce fabricile se închideau și serviciile financiare prosperau, în timp ce foarte multe companii se bucurau că pot produce mai ieftin cu forța de muncă, aș spune, exploatată în cel mai crud mod, cu putință, de către Partidul Comunist Chinez, da? O elită financiară și politică s-a îmbogățit. Nu vreau să spun acum de fiul lui Joe Biden, Hunter Biden, care stătea bunoară în bordul unor corporații chinezești și se întorcea acasă cu niște milioane de euro sau de dolari după doar 6-7 ore petrecute într-un board al unei companii de stat din China. Nu vreau să vorbesc despre Huawei, care este un hibrid incredibil. Vreau să-și imagineze cei care ne ascultă că Huawei este o combinație letală între
Apple și Pentagon. Este ca și când proprietarul Apple are acces și la forța armată a Pentagonului. Așa arată Huawei. Cum e posibil să ne trezim în plină criză de coronavirus atât de vulnerabil? China produce 95% din medicamentele Statelor Unite. Cum e cu putință ca politicienii occidentali să nu fi văzut? Eu insist. V-am întrebat care sunt politicienii care înțeleg pericolul. Am să revin la întrebarea dumneavoastră, n-am uitat-o, e foarte importantă. Primul occidental, în sensul politician din lumea liberă, care a făcut acest tip de discurs, este președintele american Donald Trump. În celebrului discurs dedicat politicii externe, el vorbește în aceeași termeni. În aceeași termeni, inclusiv despre China. Faptul că el a făcut din China principalul inamic al Statelor Unite este consecința acestui mod de a vedea lucrurile, acestui critici care ați enumerat noastră vârfurile de iceberg. De fapt, este un fundament pus, dacă vreți, la baza relației americano-chineze, în primul rând, că de acolo a început totul, într-un moment, în anii 70, când de China era nevoie în bătălia cu RSS-ul. S-ar putea ca în câțiva ani să asistăm la întoarcerea acestei paradigme, să fie nevoie de Federația Rusă în bătălia cu China. Dar în anii 70, de pildă, când americanii au făcut mutarea celebră prin Nixon, Carter, Kissinger către China, în anii 50, de pildă, cu premierul Chinei, nici măcar nu se dădea mâna în 54 la Organizația Națiunilor Unite. S-a făcut această pivotare fantastică în care în discursul lui Nixon se spune că toată lumea se uită la cele două puteri și depinde de noi cum va arăta lumea. Extrem de actual, dacă vreți, acest discurs din anii 70. Ei bine, americanii au avut ceea ce s-a numit hedging strategy. În timp ce ajutau China, înarmau Taiwanul. Duceau soldați în Asia. Totdeauna a fost această reținere să trezești dragonul din peșteră. Pentru că dragonul, dacă vede inelul puterii, s-ar putea să iasă din peșteră și să înceapă să aibă revendicări. Ei bine, acest dragon a încercat să fie potolit prin prezența masivă a militarilor americani, cam 100.000 în Asia și în Pacific, soldați care n-au fost retrași nici după 1989. Relația aceasta de discuție cu China atrage China alături, pentru că dacă o ții afară este mai pericol decât dacă o ai înăuntru, asta a fost viziunea de fapt, și viziunea lui Nixon, și viziunea lui Carter, și viziunea tuturor președinților. Carter a fost numit de pildă președintele drepturilor omului. Președintele drepturilor omului a avut o relație, l-a invitat pe Deng la Casa Albă. Dar Deng Xiaoping era altceva decât, iertați-mă, Xi Jinping. Nu credea în cultul personalității, dorea o despărțire de Mao și de lumea aceea nebună a revoluției culturale, credea într-un liberalism economic mai deschis decât Xi Jinping. Nu știm cum ar fi arătat Deng dacă China era China de astăzi. La vremea respectivă trebuia să-ți ascunzi puterea și să-ți aștepți momentul. Noi nu știm acum cum ar fi arătat liderii precauți ai Chinei dacă stăteau pe o China care în 10-15 ani, teoretic, dacă nu se întâmplă nimic, devine cea mai mare putere mondială după toate criteriile. Astăzi este după anumite criterii. Deci nu aș preamări neapărat înțelepciunea celor lideri chinezi, pentru că, repet, nu i-am văzut puși în acțiune. Într-o China de dimensiunile acelea, sigur că nu, care era un soi de adjuvant, un soi de servant al Americii împotriva RSS-ului, într-o China slabă, cum era China în anii 70, sigur că trebuia să fii modest. Erau modești că aveau cu ce, ca să zic așa, sau aveau de ce. Și mai ales de ce. În acest moment însă lucrurile se schimbă. Xi Jinping spune, eu nu sunt modest, că n-am niciun motiv să fiu modest. Dar totul a început de acolo și în 89, amintiți-vă că în momentul în care a fost Tianmen-ul, președintele Trump și-a trimis consilierul principal pe Strasbourg, l-a trimis în China. Ați zis președintele Trump, nu era cumva Bush? Bush, da, mă iertați, da, Bush. Senior, iertați. Bush a trimis consilierul să discute cu China. Trupele americane au rămas acolo, e adevărat. Foarte atente, foarte, foarte prezente pe teren. Dar relația nu s-a rupt. Culminația acestei viziuni a fost în 2005, când un secretar de stat american, pe nume Zurich, a vorbit despre China ca despre reliable stakeholder. Aduceți China mai aproape în sistem, pentru că China, pe viziunea lui Fukuyama, că nu există alternativă la sistemul liberal și la sistemul, hai să zic așa, capitalism occidental, China va deveni și ea ca noi, pentru că va fi cu noi.
Dacă ești cu noi, devii ca noi. Asta era viziunea și China se va responsabiliza dacă îi ducem fabricile acolo. Și se va civiliza. Ei bine, ce spune Trump împotriva acestei viziuni, spune că, de fapt, globalizarea pe care America a gestionat-o 30 de ani a dat posibilitatea dușmanilor Americii să se dezvolte. Federației Ruse într-o oarecare măsură și Chinei în cea mai mare măsură. China a fost beneficiarul globalizării. Încă ceva, domnule profesor. Toată politica externă a Americii, și nu discutăm motivele, pentru că și republicanii și democrații sunt vinovați din punctul meu de vedere, toată politica externă în ultimii 30 de ani a fost obsedată de Orientul Mijlociu, unde Congresul a tocat 7 trilioane a tocat în, începând cu 2000, dacă nu mă înșel, să nu greșesc acum, când a pornit invazia Irakului, în 2001 sau 2002? 2002-2003. Până în 2016, sumele acestea colosale au fost pierdute, practic, de către americani, fără ca să se nască ceva reliable, cum zic ei. Am avut dimpotrivă dezastrul din Siria, războiul civil, am avut instabilitatea permanentă, aș spune, din Afganistan și Irak. Practic, mintea tuturor diplomaților și a strategilor din Pentagon a fost solicitată de un cu totul alt subiect, anume Orientul Mijlociu. Fără să spun prin asta că islamul politic nu reprezintă și astăzi un pericol, dar e clar că foarte puțin s-au mai uitat spre China. Greșesc? Nu greșiți. Aș merge mai departe. N-aș vrea ca o emisiune despre China să se transforme într-o emisiune de critică a politicii externe americane, dar ați adus în discuție un subiect extrem de important, acut. Greșeala fundamentală a Americii, a politicii externe americane în ultimii 30 de ani, a fost că își poate transforma inamicii, adversarii, prin seducție sau, dacă nu, prin forță, în state democratice, viabile, funcționale. Că nu există altă rețetă de dezvoltare și omul rațional, dacă îi pui în față acest sistem capitalist, liberal, democratic, nu are cum să refuze. Deci nu există altă rețetă de dezvoltare decât cea ilustrată la VUP de America biruitoare după războiul rece. Deci asta a fost ideea de bază. De asta atunci când s-au dus și și-au pedepsit dușmanii pe bună dreptate, cum a fost cazul Afganistanului, și iertați-mă, Afganistanul nu a fost deloc ieftin, un om normal nici nu poate scrie acea cifră, câți bani s-au dus acolo, dar după ce și-au pedepsit inamicii pe bună dreptate, ideea greșită a fost să facă nation building și să democratizeze. Ideea aceasta de a face democrații peste tot a fost cea mai mare greșeală de viziune. N-a funcționat, cu excepția sud-estul Europei, iertați-mă, după 89, niciunde. Nici măcar Marea Neagră, care trebuia să fie un test pentru America și pentru Uniunea Europeană, n-a reușit să fie democrată, n-a reușit să fie nici măcar Uniunea Europeană și NATO. Dacă n-ai reușit la Marea Neagră, care e zona cu apropiere în termen de civilizație cea mai profundă de lumea liberă, cum ați numit-o dumneavoastră, cum să reușești în Orientul Mijlociu sau în Afganistan, când nu ai reușit aici aproape? S-a crezut la un moment dat, și mi-aduc aminte, The Economist avea un număr special dedicat, fiecare cetățean cu un iPhone este un potențial democrat, pentru că el vede tot ce se întâmplă, este conectat la lume, așa se gândea acum 10-15 ani. Da, în China, iertați-mă, fiecare deținător de iPhone este un potențial deținut la ora asta, deținut pentru probabil lez majestate, fiindcă, nu știu dacă știți, noi transmitem acum printr-un canal, folosim și mai multe aplicații americane. Zoom este o aplicație pe care chinezii acum 3 zile au solicitat să o decripteze ca să vadă conținutul conversațiilor între diferiți medici americani care s-au purtat prin serverele chinezești, la care Elon Musk, proprietarul Tesla, a cerut ca niciun angajat din compania lui să nu mai folosească această aplicație Zoom. Deci chinezii au atâta tupeu încât cer Google, Zoom și altor companii, Microsoft nici nu mai discutăm, să practic devoaleze conținutul conversațiilor profesionale purtate între diferiți actori ai lumii libere. Deci astăzi cine are tehnologie în buzunar în China e un potențial, aș spune, deținut politic. Revenind la acest eșec de viziune, care este de fapt
cel mai criticat de Donald Trump în politica externă. Deci ideea de America First și America nu mai interesată în Orientul Mijlociu nu e un agâț al lui Donald Trump. Vine dintr-o viziune pe care Donald Trump o are. Nu mă interesează cum trăiesc oamenii ăia și nici nu mă interesează să-i transform, să-i fac ca mine. Nu mă mai interesează. Plecarea Americii din Orientul Mijlociu este, deci, o schimbare fundamentală de viziune și de filozofie. Sigur, care vor fi consecințele retragerii Americii din lume? Asta urmează să discutăm. Dar este cert consecințele unei Americi care încerca să-i schimbe pe toți după chipul și asemănarea ideală, mă rog, a ei, n-au fost neapărat cele scontate. Dincolo de faptul că au consumat resurse enorme. Multe din resursele Americii s-au dus pe politica externă inutil, cum bine ați spus, în detrimentul infrastructurii, ca să iau un element foarte banal, americane. Și slavă Domnului că nu sunt mulți americani care vizitează Europa și în special Europa bogată a vestului, pentru că dacă ar fi așa, numai ideea de America în NATO cred că s-ar prăbuși la primul mandat prezidențial. Noi avem șansa că americanii nu știu cât de bine trăiesc europenii, dar aminte să mai ceară Americii să pună bani pentru securitatea europenilor. Asta ar fi culmea aberațiilor politice. Asta e șansa, dacă vreți, a europenilor din această perspectivă. Iar Donald Trump este expresia inclusiv acestei frustrări. Cine nu înțelege lucrurile pe care le-ați menționat și dumneavoastră, toate aceste, mă rog, erori de viziune lanț, nu înțelege nici cum a fost posibil Donald Trump. Donald Trump a fost posibil din această pricină. Din această exasperare, din această, mă rog, numărul acela colosal de fabrici închise din Statele Unite, el a venit pe trendul opus și a ajuns să fie președinte. Și acum are de dus o bătălie politică în noiembrie 2020, care va fi nu în primul rând o bătălie cu Joe Biden, va fi o bătălie cu China. Asta va fi fascinant de urmărit. Noi sperăm ca Joe Biden să știe în toamnă pe ce scenă va fi fiind întrebat de către ziariștii de la CNN tot soiul de lucruri despre, de pildă, afacerile fiului său în România, pentru că noi credem că Rudy Giuliani știe câte ceva, poate chiar și de la George Mayor, despre afacerile domnului Hunter Biden în țara noastră, dar până atunci, până vom vedea revelațiile privind, repet, matrapazlâcurile democraților aici la porțile Orientului, unde totul este luat în derâdere, inclusiv în Ucraina. Haideți să vorbim, domnule profesor, despre situația actuală. Deci, criza de sănătate publică începe undeva la finele lunii noiembrie. Deja pacientul zero, se caută acest pacient zero, a putut fi localizat în timp la începutul lunii decembrie. E o discuție încă între blogger și tot soiul de specialiști. Bineînțeles că statul chinez nu ne spune cine e pacientul zero. Tot caută unii să-l identifice, e vorba de începutul lunii decembrie. Apare operațiunea de mușamalizare, pentru că și ei se pregăteau de anul nou chinezesc, nu doreau să aibă un scandal. Și la Davos, președintele Xi, care vizitează acest forum al celor mai importanți oameni de afaceri și oameni politici ai lumii, în Elveția, nu spune o vorbuliță despre această criză a COVID-19. Mai mult decât atâta, se pare că mituiește sau în orice caz cumpără tăcerea, hai să folosesc cuvinte pe care le pot acoperi, cumpără tăcerea, și nu o spun eu, o spune vicepremierul Japoniei, celor de la Organizația Mondială a Sănătății, care abia în mijlocul lui ianuarie alertează într-adevăr toată comunitatea mondială cu privire la această teribilă pandemie. Domnule profesor, vă dau o știre de ultimă oră. S-a calculat azi noapte, că asta trăiesc și eu pe două fusuri orare, unii spun că sunt cam obosit, dar într-adevăr mă curc pe la 3 dimineața ca să prind știrile din America și fiind un împătimit pentru tot ce înseamnă știri proaspete, vă spun atât. 400.000 de chinezi, 400.000 de chinezi au vizitat Statele Unite de la 1 ianuarie până în ziua în care Donald Trump a spus stop joc. Suficient, aproape jumătate de milion, ca să poți infecta toate marile centre urbane ale Americii, de la Los Angeles, Houston, până, bineînțeles, în New York. În timp ce Donald Trump închidea granițele, da, în iluziile care îi caracterizează pe mulți politicieni europeni, am auzit vocea lui Dacian Cioloș, care încerca să îl critique pe Donald Trump, nu, de xenofobie. A spus că a închide zborurile, e un act de xenofobie, a spus-o și Cioloș, a spus-o și Macron. Domnule profesor, realitatea este foarte simplă. Cea mai afectată zonă acum este nu China, nu Europa, ci America. Ce urmează? Nu știm
cât de afectată a fost China, începând de la, mă rog, informațiile care nu sunt tocmai verice, până la modul de calcul, și acolo e discuție, când, după ce criterii încep să estimezi că cineva este afectat sau în ce stare, în ce nivel al bolii a ajuns. Nu știm nici ce se întâmplă acum în China, nici ce se va întâmpla potențial cu un val 2. Dar pe hârtie, cam așa arată lucrurile, Statele Unite sunt principala, hai să zic așa, au devenit principalul, nu neapărat focar, dar principalul loc unde boala lovește cel mai crâncen. Sunt două tipuri de consecințe, în opinia mea. Prima consecință va fi la nivelul politic, de politică internă. La nivel de politică internă, în perspectiva alegerilor prezidențiale, riscăm să ajungem la o bătălie în care, pe de o parte, China este ilustrată ca principalul inamic, Donald Trump, wartime president, cum își spune el, președinte în timp de război, a construit deja dihotomia bine-rău, binele America, răul China. Politica americană este deseori moralizatoare, în sensul de axa răului, binele și răul care se înfruntă în lume. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu e nimic nou. Și va face în noiembrie 2020 inclusiv o candidatură pe tema unei confruntări cu China. Riscul pe care îl văd eu în Statele Unite este ca democrații, fac o paranteză, în 2016 erau foarte democrații, au devenit anti-ruși pentru că sunt mai degrabă anti-Trump decât un antirusism, ca să zic așa, asumat de multă vreme. Deci din pricina lui Trump au devenit mulți foarte atenți la Rusia și foarte anti-ruși. Riscăm să avem acum în tabăra democrată din rațiuni electorale o bătălie sau un discurs, o narațiune care într-un fel nu neapărat că exonerează China, pentru că democrații nu iubesc China, dar o pun între paranteze cu accentul pe modul în care administrația Trump gestionează fenomenul. Deci am putea, ca să zic așa, să vedem în campania electorală din Statele Unite un soi de, nu un consens la adresa Chinei, ci o tentativă de minimalizare a subiectului din partea democraților, tocmai pentru că prin asta ar da mare avantaj electoral Donald Trump. Și ăsta ar fi un mare risc și un mare păcat. A doua chestiune va fi la nivel mondial. Dincolo de lucrurile pe care le-ați spus, care deocamdată nu pot să fie controlate, mă rog, folosite, le folosim cu titlul de ipoteze, există pe masa președintelui american un raport al Comunității Naționale de Informații Americane, în care se fac și anumite estimări și se vorbește explicit despre, hai să zic așa, numărul de morți din China și nu numai din China, de la momentul în care chinezii știau și până la momentul în care au spus public, ca să zic așa. Da. Deci acest interval negru, nu, care n-a fost până acum clarificat. Deci sigur că Donald Trump are aceste informații. Știe despre ce este vorba. Apropo de ce s-a petrecut. Care este cifra, după părerea dumneavoastră, cifra reală a morților din China? Nu mă pot pronunța pentru că n-am... Știți cum se zice? Nu aș spune nici dacă aș ști. Da. Dar nu... Am cum să știu aceste date. Dar cert este că Donald Trump va mai folosi aceste date. Eu cred că încă Donald Trump n-a ieșit cu această chestiune pentru că deocamdată nu e momentul probabil cel mai propice pentru acest tip de confruntare. Administrația americană are ce să facă în acest moment. Paranteză fie spus, Donald Trump este credibil ca mulți lideri, nu crește și el în sondaje și a reușit, ca să zic așa, și pe fond unei ieșiri, evident, din discuția domnului Biden, să câștige puncte prețioase din această perspectivă. Dar la nivel de politică externă, bătălia va fi teribilă. Cred că China, în cazul unei al doilea val, va fi fără milă. Pentru că miza Chinei este că trebuie să arate că sistemul chinezesc de funcționare a unei societăți, unu, a demonstrat că este superior Occidentului atunci când a scos din sărăcie sute de milioane de oameni, ceea ce voi occidentalii n-ați făcut, spun oficialii chinezi, și al doilea, că reușește să lupte cu boala așa cum sistemul occidental nu reușește să o facă. În perspectiva unui al doilea val, cred că, tocmai pentru ca narațiunea asta a supremației sistemului chinezesc să rămână în picioare, cred că chinezii nu o să aibă multe posibilități la dispoziție decât să fie nemiloși, inclusiv cu informații. Pentru ei, un al doilea val după redeschiderea economiei chineze ar fi, ca să zic așa, anularea tuturor pretențiilor de supremație în termen de sistem pe care au sugerat-o tacit
inclusiv în Europa, inclusiv în Statele Unite, când s-au dus cu ajutoare. Asta a fost miza lor. Asta a fost generozitatea unei anaconde flămânde. Să sugereze, de fapt, că e vorba despre o superioritate de sistem. Noi venim și vă spunem ce aveți de făcut. Noi gestionăm bătălia împotriva crizei. Nu americanii, cum făceau ei până mai ieri, gestionau toate crizele din lume. Pentru că noi suntem mai bun. Ei nu spun asta, dar asta sugerează. Suntem mai rapizi, ne mișcăm mai bine, suntem mai eficienți. Sistemele voastre sunt vechi, îmbătrânite, decăzute și nu fac față unor crize. Noi le spunem celor care ne ascultă că ați scris un articol extraordinar în Adevărul, în adevărul.ro. Vă rugăm să citiți această analiză publicată încă în 20 martie. China, națiunea indispensabilă cu semnul întrebării, coronavirusul și bătălia pentru viitoarea ordine mondială. Imaginea aceasta a dragonului sau a șarpelui Anaconda care îți zâmbește, dar te înghite, a fost un subiect de meditație și pentru Winston Churchill, care spunea că așa sunt comuniștii, da? Au un zâmbet, dar care tocmai devoalează sau ascunde faptul, zâmbetul acela ascunde faptul că urmează tocmai să te înghită. Același lucru este valabil și pentru China și dragonul care, iată acum, face o foarte mare propagandă, la fel de puternică ca și propaganda rusească pe canalele europene, domnule profesor. Înainte însă de asta, dați-mi voie să le mulțumesc celor care, într-un număr foarte mare, care depășește numărul de studenți dintr-un amfiteatru, oricum astăzi gol, ne scriu și aș vrea doar foarte pe scurt, ne întoarcem la discuția aceasta esențială și pasionantă, care este urmărită, vă spun, din informații sigure de oameni importanți din politica românească și nu numai. Iată salutările celor care ne urmăresc din Seattle, Washington, ne scrie Ionel Grigorean, mulțumesc foarte mult. De asemenea, din Portland, Dumitru Crainic din California, foarte mulți ne scriu, din Sibiu Nicolae Popa, mulțumim. De asemenea, ne scrie Cristi Lazar. Domnilor, ne întreabă, replierea aceasta identitară este o problemă, poate fi asumată și de români, ne întreabă Cristi Lazar, apropo de, să spunem, revenirea la coarda naționalistă din Italia, din Ungaria, de ce nu și de la noi. Mulțumim, Mihai Neamțu spune, pentru această emisiune. Din Timișoara, domnule profesor, dacă puteți reține și asta, și această întrebare, a doua întrebare, spune, întrebare pentru domnul Dan Dungaciu din partea lui Ovidiu Nicolae Popa, antreprenor timișorean, zice: credeți că starea de necesitate din momentul de față și prelungirea ei cu toate restricțiile aferente nu este o limitare a drepturilor și libertăților noastre fundamentale? Până unde o putem duce și dacă nu cumva seamănă această strictețe a implementării regulilor cu ceea ce înseamnă modelul chinezesc? De asemenea, ne scrie din Italia un alt prieten drag. Constantin Gioroc este un preot, este un monah. Da? Iată, un monah de la Sihăstria Punei ne urmărește și spune și el că da, China e de vină. Dacă și monahii se uită la asemenea emisiuni, domnule profesor, avem obligația să fim foarte buni. Poate și cei din Athos, nu numai cei de la Putna, se uită și cred că e important să le spunem tuturor celor care își asumă această viziune creștină despre politică că nu e întâmplător, nu e deloc întâmplător că răul acesta a pornit dintr-o țară în care minciuna este doctrină oficială. Comunismul s-a născut dintr-o minciună și a fost continuat prin instrumentele crimei și ale torturii. Din păcate, singura țară care după 1989 nu și-a asumat acest trecut rămâne China, mare, mare putere, care nu și-a asumat acest trecut oribil și iată-i acum perpetuând această minciună, din păcate, cu succes în mediile politice occidentale. Cum răspundeți la aceste întrebări? Prima întrebare era legată de identitatea și rezurecția identitară. Rezurecția identitară nu e o invenție nici a Estului, nici a Răsăritului. Rezurecția identitară în politică s-a petrecut odată cu un curent pe care îl numim sociologic incorrect, sau mai degrabă ideologic, populism. Populismul s-a născut în spațiul occidental, în momentul în care politica de mainstream, politicienii bine îmbrăcați ai lumii partidelor occidentale, au ignorat o sumedenie de teme. Tema migranților, tema romilor, țiganilor, tema corupției de la Bruxelles, teme de soi acesta a islamului, teme care au considerate teme de ONG. ONG-urile se ocupă cu asta, cu integrarea migraților, cu islamul, rare anumite organe de presă mai vorbeau de corupția de la Bruxelles și așa mai departe. Populismul înseamnă că au luat agenda ONG-urilor și au dus-o în lumea politică.
Adică au răspuns unor neliniști populare care erau, mă rog, reale. Că erau serioase, că nu erau serioase, că erau neserioase față de problemele reale ale, nu-i așa, politicii de mainstream, asta e cu totul și totul altceva. Dar probleme identitare nu se discutau la nivel de mainstream, problema corupției nu se prea discuta, problema migrației, islamului erau teme eliminate de pe agenda. Ei bine, și aceste partide care au luat această agendă și au pus-o în lumea politică, noi le numim partide neopopuliste. În termeni democrației, aceste partide au dus foarte multă lume la vot. Deci a crescut, ca să zic așa, angajarea democratică a occidentalilor. Sigur că în acel moment calitatea politicului, sigur, putem spune că a scăzut peste tot. Politicienii de mainstream erau politicienii care spuneau, nu mă interesează ce spune, ca să zic așa, poporul, pentru că eu am temele mele principale și voi, ei se vor supune sau vor ieși din jocul democratic, adică nu vor mai vota. La extrema cealaltă sunt politicienii care sunt politicienii Keller. El nu mai are agendă, se duce la populație și spune cu ce vă servesc, ce doriți să vă dau. Și atunci sigur că asta este extrema cealaltă care sigur că ți aduce în lumea politică oameni de o calitate cel puțin îndoielnică. Ei bine, între aceste două extreme se mișcă lumea politică occidentală. Ei, în acest interval și-a făcut loc și politica identitară. Politica identitară care este sprijinită de politicieni de calitate mai bună sau mai puțin bună și în vestul Europei și în estul Europei și culminația Donald Trump în spațiul american. Acestea sunt politici, nu le-aș spune politici identitare, în America înseamnă altceva chestiunea asta, dar politici care pun în prim plan factorul identitar. România din această perspectivă, deci repet, aș vrea să fim foarte bineînțeleși, asta nu este o invenție a estului. Nu esticii sunt ăia care au inventat politicile identitare. Sunt și în est și în vest politicieni care joacă pe această carte. România nu. România este, dacă vreți, o excepție, o insulă protejată. În România, până și partidele de opoziție, la un moment dat, în termeni politici, erau mai de mainstream decât partidele de mainstream. Deci, în România, această idee, nu-i așa, de politici în care să aducă în prim plan elementul identitar, nu există. Nu are reprezentare politică. În ce măsură există ca aspirație publică, ca percepție, ca dorință, ca atitudine? Asta este o întrebare foarte bună. Dar cert este că în momentul ăsta nu are o reprezentare publică comparabilă cu alte zone din apropierea sau din zona occidentală, din apropierea noastră sau din Occident. Ar fi o aspirație? Poate. Dar e un lucru complicat. Depinde de lider, de viziuni, de calitatea lor și așa mai departe. Dați-mi voie să fiu populist. N-ar fi prima oară când aș fi acuzat de asta și să spun că e interesant. La Suceava n-am văzut totuși medici sirieni care să vină să rezolve problema în doar câteva zile. La Suceava nu am văzut o solidaritate exprimată de acea organizație care în 89 chiar a contat Médecins Sans Frontières. N-am prea văzut parașutați medici din Köln sau din München care să vină să spună știți ceva, sunteți membri UE, venim noi, nemții, să vă ajutăm. Mi s-a părut că răspunsul tuturor țărilor europene a fost un răspuns pe cont propriu, se descurcă cine poate, danezii. Dom'le, danezii, care sunt foarte liberali și au ridicat granițele înaintea, cred că, a ungurilor. Nu mai spun de nemți care au interzis exportul de materiale medicale peste Alpi, acolo unde, hai să recunoaștem, foarte mulți bavarezi și-au cumpărat case ieftine de la italieni ca să-și petreacă bătrânețile, da, lângă lacul Como, de pildă, da? După ce vinzi o casă cu 1 milion la München, poți să-ți cumperi una cu 300.000 la, să zicem, la Lugano, în Elveția, dar mai ales, vreau să spun, aproape de Bergamo, în Italia. Bun, n-am văzut ca Germania să fie extraordinar de solidară cu Italia. De altfel, cifrele, repet, ne spun că mai bine de 85% din italieni nu s-au simțit iubiți și protejați de către europeni în sens larg. Și chiar și doamna Ursula von der Leyen și-a cerut scuze, a zis es tut mir leid, probabil în germana ei impecabilă. Bun, până atunci însă, până să apară această criză, domnule profesor, Uniunea Europeană avea alte vise, cum ar fi The New Green Deal. Utopia, domnule profesor, capcana veșnică a ideologilor care nu au priză la realitate, ignoră realitatea, se simt deranjați de realitate. Realitatea însemnând criza migranților, problema multiculturalismului. Apropo, pentru cei care ne ascultă, ieri au mai murit 2 cetățeni francezi și 7 au fost răniți din motive de îmbogățire multiculturală, da? Cu un Allahu Akbar în sud-estul Franței într-o localitate rurală au mai murit încă 2 francezi, așa pentru ca să fie, cum se spune,
să fie tortul și cu cireașă, tortul acesta al necazurilor pentru francezi și pentru europeni. Mă întorc deci la întrebarea aceasta, domnule profesor, și o punea și un coleg de-al meu. Este această restricție a libertăților noastre aproape o imagine perfectă a totalitarismului de tip chinezesc? Slavă Domnului că nu este. Și am să vă spun de ce. În asemenea situații complicate, sigur că sunt o sumedenie de crize. Criza medicală și o criză psihologică. Nu e ușor să treci prin situația asta, mai ales că nu suntem obișnuiți. Noi, oamenii moderni, nu, cum spunea Pascal, că nu mai suntem obișnuiți să stăm singuri închiși între patru pereți, dar nu avem obișnuința, uzul ăsta a nici măcar a statului cu familia mai mult de 2 săptămâni cât durează concediu. Și creează efecte. Analiștii, cercetătorii din Statele Unite au făcut analiza familiilor care erau claustrate după vremea uraganului. În Statele Unite se întâmplă acest proces destul de des, când un uragan te obligă să rămâi în casă o perioadă mai lungă de timp. Ei bine, la un an de zile încep divorțurile, începe, mă rog, o altă stare psihologică, nu? Crește și numărul căsătorilor, e adevărat. Deci se schimbă ceva în psihia, hai să zic așa, internă, la nivel intrafamiliar, dar și la nivel individual. Deci vor fi efecte neîndoielnice și la nivel psihologic după această experiență. Efectele însă economice vor fi și mai complicate, dacă dă Dumnezeu și trecem despre criza medicală. Pentru că acolo nu poți să dai în judecată un virus. Lumea automat se cabrează într-un fel atunci când vede multe dispute politice într-o criză medicală. Pentru că virusul nu e din lumea de aici, nu mă refer la termeni religioși, dar nu e o lume pe care să o palpezi. E de undeva, e altceva virusul ăsta. Și atunci asigur că indignarea ta nu se proiectează automat în culori politice. Dar când una dintre consecințele acestei crize medicale, anume criza economică, va veni, în momentul acela, nu o să mai avem nimic de a face sau, mă rog, nicio legărație și nicio legătură cu modul chinezesc de a gestiona această criză. Pentru că acolo se va face, dacă vreți, diferența și în bine și în rău. Modelul chinezesc de a gestiona această criză nu ține doar de perioada de claustrare. Modelul chinezesc ține și un tip de psihologie a chinezilor. Chinezii nu se simt chiar atât de claustrați și nu se simt atât de frustrați pentru că ceea ce cedează ei este mult mai puțin decât ceea ce cedează un occidental într-un asemenea sistem. Ei sunt obișnuiți, ca să zic așa, cu tipul ăsta de claustrare. La nivel economic, chiar își vor fi obișnuiți și vor reacționa mult mai, ca să zic așa, neoccidental, pentru că duritatea statului totalitar este, mă rog, concepută sau imaginată de cei care își mai duc aminte de ce s-a întâmplat înainte de 89, păstrând proporțiile. Deci nu suntem încă, slavă Domnului, acolo. Nu este deloc plăcut ceea ce ni se întâmplă. Nu mi-e foarte limpede dacă China n-a accelerat această ieșire din criză, inclusiv ca să fie prima care să dea drumul motoarelor economiei. Nu interesează foarte mult cetățeanul chinez neapărat, o interesează bătălia cu Statele Unite. Și nu e foarte limpede dacă această criză a fost oprită, blocată, inclusiv ca America în momentul în care, pardon, China în momentul în care se golesc depozitele, ia să vină să înceapă să aibă produsele pe care să le exporte. Asta nu mi-e limpede, nu știu foarte bine ce s-a întâmplat, dar este cer că noi nu suntem acolo. Comparațiile cu China sunt extrem de riscante, pentru că aruncă inclusiv populația într-un soi de exces din ăsta de interpretare. Am auzit și politicieni români care vorbeau despre România ca un Belarus. Bizar. Numai oamenii care nu au fost în zonele acelea pot să facă asemenea comparații. Nu suntem în Belarus, nu suntem în China, sunt alte logici, alte maniere de funcționare. Sigur că ne este greu, repet, nu sunt convins că această persistare acută în criza economică este de bun augur, pentru că am sentimentul că criza economică s-ar putea să ne facă altfel, poate, un rău cel puțin la fel de mare. Vom vorbi și despre asta, domnule profesor, despre criza economică, dar rămânem pe această analiză geopolitică și sunt de acord cu dumneavoastră. Modul chinezesc de tratare a problemei e diferit față de modul european și suntem în Uniunea Europeană, slavă Domnului. Vreau doar să vă reamintesc ce s-a întâmplat cu acest om de știință, doctorul Li Wenliang, care în decembrie a sesizat această contagiune uriașă a COVID-19. A scris către diferiți colegi, a raportat către partid, a scris pe un blog. Și a fost evident, în data de 3 ianuarie, vizitat de către miliție sau de către poliție, poliția din Wuhan, care de fapt l-a arestat, da? I-a cerut să nu mai scrie și l-a pus în arest la domiciliu.
după ce el s-a pocăit, că așa cere Partidul Comunist, nu știu dacă știați, în China, pentru a fi un bun cetățean îmi lipsește telefonul mobil, tu trebuie 20 de minute să citești din documentele de partid ale lui Xi Jinping. Dacă ai citit 20 de minute, trebuie să răspunzi la niște întrebări ca să arăți că ești un bun cetățean. Asta trebuie să facă doctorul Li, care a revenit în spitalul din Wuhan, dornic să ajute cât mai mulți oameni. A murit însă, contaminat de acest virus blestemat, la 33 de ani, în timp ce trupul lui era pus într-o ambulanță, soția lui, o imagine dramatică, cine a văzut-o știe ce spun, soția lui care era asistentă medicală, s-a îndreptat spre acea ambulanță să dea cu pumnul, să deschidă această ușă, să-l vadă pentru ultima oară pe soțul ei drag. A fost un moment de cutremur în societatea chinezească când un om care practic putea salva milioane de vieți, dacă era luat în serios și care a fost ostracizat pentru curajul de a spune adevărul, da, a devenit peste noapte un erou și o victimă. Așa funcționează în China, dragi prieteni, da? Toleranța pentru libertatea de expresie. Ți-o iei pe cocoașă dacă nu cumva ești arestat la domiciliu sau pur și simplu închis, precum dizidentul, toată lumea știe, dizidentul laureat al premiului Nobel, nu vreau să-i greșesc numele, dar cel care a scris faimoasa carte în 2009. O să-mi vină numele, dacă mă puteți ajuta dumneavoastră, domnule profesor, cu numele chinezești, Liu Xiaobo. Liu Xiaobo a fost cel care a murit într-o zi de decembrie, de Crăciun, a murit în închisoare fără să-și poată vedea familia. Pentru că ați vorbit despre traume psihologice, eu cred că în China, trebuie să spunem, o cultură pentru care avem apreciere, o cultură în care familia este extrem de respectată, o cultură în care, apropo, riturile de trecere sunt esențiale, în China unde doliul e asumat și consumat de către orice persoană care se desparte de o rudă, într-o asemenea chină, gradul extrem de rapid sau viteza uriașă cu care sunt arse în diferite crematorii corpurile celor decedați, faptul că lipsește cu desăvârșire orice ritual de despărțire față de cel drag, evident ritual de tip religios, aceasta creează o uriașă traumă pe corpul social al națiunii chinezești. Și mă întreb, domnule profesor, și vin la dumneavoastră acum, dacă în provincia Hubei, care are 60 de milioane de locuitori, care are 13 prefecturi, 102 județe și 1230 de orașe, provincie care a fost în lockdown mai bine de 2 luni de zile, aceste traume nu vor provoca o mișcare de dizidență față de Partidul Comunist. Cât mai rezistă președintele Xi la putere? Cred că am convingerea că ne vor lipsi studiile sociologice, precum în cazul Americii, ca să putem face o evaluare. Și o spun asta fără ironie sau și cu ironie și fără ironie. Deci nu vom putea înțelege bine procesele interne din această perspectivă. E ca și cum ai fi încercat să faci înainte de 89 sociologia URSS-ului. Și foarte mulți când s-a prăbușit URSS-ul și au dat seama că acolo trăiesc națiuni care cer independență și suveranitate, au avut un șoc, pentru că nimeni nu vorbea înainte de 89, nici nu aveau date, dar nimeni nu vorbea, cu excepția unui istoric francez, Dencos, care vorbea în termen de imperiu spulberat și triumful națiunilor. Și lumea se uita la asemenea lucrări care apăreau prin 88-89 ca la o bizarerie. Ei, cam așa putem să fim, cam așa suntem și în relația cu China. Știm foarte puține sau mult prea puțin, astfel încât să facem evaluări, mai ales în momentele de criză. Nu cred însă că există vreun pericol pentru președintele chinez. Am văzut o gestiune a crizei, ca să completez ceea ce spuneți, foarte prudent. Președintele chinez, Xi Jinping, a ieșit practic din prizare în momentul în care criza aceasta a ajuns la cote alarmante chiar și pentru ei. A fost un moment de iritare, chiar de spaimă pentru chinezi. Președintele Xi Jinping a fost retras din prim plan și șeful celulei de criză, ca să zic așa, a fost premierul. Între paranteze, fie spus, unul care se credea că este potențial adversar al actualului președinte în sistemul de putere din China. Cum arată sistemul ăla de putere? Greu de înțeles. Churchill spunea despre URSS. Sistemul de putere din URSS este ca doi buldoci care se luptă sub un covor, se aud mârâituri și mușcături, dar trebuie să vezi cine iasă de sub covor învingător. Nu știu care e modelul de sistem de putere din China. Este cer că s-au făcut speculații că cei doi ar fi într-o oarecare contradicție. Premierul a gestionat criza. În momentul în care se pare că partidul chinezesc a ajuns la concluzia că se poate controla inclusiv propagandistic, președintele Xi Jinping
Jinping a ieșit și s-a dus în faimoasa vizită de la Wuhan, în care saluta, de fapt nu saluta locuitorii orașului, cum s-a titrat, saluta America și Occidentul. Și le dădea din mână și le spunea, iată ce am făcut noi, ia să vedeți ce o să vă aștepte pe voi. A fost salutul Chinei de ieșirea Chinei în lume, ca să spun așa, propagandistic. Asta a făcut președintele. Dar a fost foarte interesant că la început nu a dat mesaje. La început era premierul care gestiona situația. Deci eu nu cred ce se întâmplă acum în China, de fapt, acest succes care e vândut la cote teribile, împachetat într-o teorie a conspirației pe care noi nu o simțim decât la cote extrem de reduse aici în România. Faptul că americanii au... Acolo este foarte elaborată povestea. De ce americanii, nu doar că americanii au lansat virusul în noiembrie, nu? 2019, la Jocurile Mondiale ale militarilor, dar s-a făcut evaluarea performanței sportive a delegației americane, comparativ cu alte olimpiade. Și, dom'le, au avut rezultate slabe. De ce? Pentru că nu erau sportivi. Erau, de fapt, ofițeri însărcinați cu sarcini, dacă vreți, legate de... arme biologice. Deci nu aveau legătură cu sportul. Asta este teoria care se servește. Iar faptul că diplomați chinezi oficial nu spun asta, dar spun virusul nu vine din China, sunt diplomați, atenție, deci diplomați care trimit mesaje pe Twitter, cum altfel, arată, de fapt, un aparat propagandistic extrem de bine lucrat. Imaginați-vă cam cum lucrează aparatul ăsta pe interior. Deci, în momentul ăsta, eu nu văd niciun pericol, nici măcar, iertați-mă, n-aș face comparație între Putin și Xi Jinping, dar nici măcar Putin nu este amenințat. Și Rusia este totuși o societate care nu se poate compara. Sau, mă rog, se poate compara. Dar nivelul acolo de circulație ideilor este un pic mai mare decât în China și de expunere la ideile occidentale. Deci, în momentul ăsta, Xi Jinping nu este în pericol. Pentru că Xi Jinping a dat drumul la acestei narațiuni că ne luptăm cu Occidentul, cu Europa și cu America și chinezii au înțeles despre ce e vorba. Și sentimentul pe care l-am este că ei sunt și mai strâns uniți, ca să folosesc o formulă dinainte de 89, în jurul președintelui, pentru că ei asta vor să audă. Vor putere, vor măreția Chinei. Vor, hai să zic așa, forța resentimentului, vorba lui Nietzsche, este teribil în politică. Și avem de-a face cu resentiment chinezesc, care în momentul ăsta vrea, ca să zic așa, să-și taie o bucată din puterea globală. Există și o forță a resentimentului popular, domnule profesor, pentru că și poporul, când se satură la un moment dat de politicienii aceștia corupți, la un moment dat dărâmă zidul Berlinului, așa a fost dărâmat. S-au dărâmat ziduri și la noi în România în 89, poporul, chiar dacă se discută acum despre influența serviciilor secrete, poporul în mod genuin a fost supărat pe Ceaușescu în 89 și la Timișoara, și la București, și la Sibiu, și la Raci, peste tot. De aceea, cred că... Sunt de acord, iertați-mă să nu vă uitați gândul. Poporul chinez, precum poporul rus în perioada creșterii ruse, era dispus prin contractul social tacit cu liderul să cedeze libertăți, pentru că nu prea știe ce să facă cu ele. Nu este un popor obișnuit să folosească libertățile cotidian și se pare o chestie exotică. Așa cum poporul rus i-a cedat lui Vladimir Putin multe drepturi, cu o singură condiție, să-i oferă o relativă prosperitate și forță. Să arate în fața Occidentului că Rusia se poate ridica la nivelul RSS-ului. Ăsta a fost contractul social tacit cu președintele Putin. China are acest proiect. Populația, când este prinsă într-un proiect în care crede, nu se mai gândește la libertățile să citească 20 de reviste pe zi, să aibă libertățile de care ne bucurăm noi în Occident. Deci teama mea este că pericolul pentru o demantelare a sistemului nu e chiar iminent. Mă tem că nu e iminent, ci mă tem că chinezii, când se vor duce în bătălia globală mai apăsat, vor avea, din păcate, populația în jurul lor, că e partea contractului social tacit. E absurd să vă un contract social în China, evident, în termenii Occidentului, dar este partea acelei contract, acelei înțelegeri tacite. Și regimul este mai puternic. Așa este. Nu vă contrazic câtă vreme până și Vaticanul anul trecut a acceptat un pact cu Partidul Comunist, a acceptat ca unii politruci să fie hirotoniți ca preoți și apoi să devină episcop și să aibă un oficiu ecleziastic recunoscut de către Vatican, spre indignarea unui episcop disident, episcopul Zen, despre care vom vorbi altă dată. Sunt de acord, domnule profesor,
că președintele Xi Jinping invocă astăzi acel faimos mandat al cerului, The Mandate of Heaven. Citesc și eu literatura în limba engleză, faimosul mandat pe care toți tiranii l-au invocat în acea geografie. Sunt de acord însă că istoria e despre impredictibilitate și despre non-linearitate. Și non-linearitatea aceasta ne-a lovit din plin cu lebăda neagră numită COVID-19. Cred că va exista o presiune internațională uriașă față de chinezi. Cred că există și o realiniere a comportamentului de business al multor oameni din lumea occidentală. Mi se spune, de pildă, că am și câteva contacte în zona aceasta, în golf, da? Deci că în Qatar, de pildă, oamenii de afaceri nu mai discută cu chinezii. Există un soi de distanțare și un soi de desolidarizare față de regimul acesta, care poate fi suspectat ca fiind regimul chinez total supus ideologiei comuniste. Stephen Bannon, pe care îl cunoașteți foarte bine, a cerut un Nuremberg al COVID-19. A cerut un tribunal care să condamne China pentru această nenorocire. De asemenea, mulți alți congresmeni americani, unul dintre ei care mi este chiar simpatic, Tim Cotton, au cerut acest lucru cu foarte multă severitate. Ne apropiem de final, domnule profesor, și vreau să vă transmit din nou din partea publicului câteva comentarii. Bogdan Costin Georgescu din Prahova ne spune: mulțumim, Dan Dungaciu, o discuție foarte interesantă, extraordinar. O altă doamnă spune: Dan Dungaciu știe ce spune, întotdeauna are adevărul de partea lui. Ciprian Scutca ne spune că nemții mută bolnavi italieni de vreo săptămână cu avioane de tip special, ducându-i la Dresda și Leipzig. Corect, așa este, e o reacție întârziată, dar așa este, câteva zeci de asemenea pacienți au fost duși și ne dorim să fie și mai mulți în Germania. Nu spun că nu s-a corectat această primă reacție germană, dar cred că nemții au pierdut foarte mult la capitolul imagine. De asemenea, Daniel Isai, care este un, cred că, teolog din Iași, ne spune: percutantă dezbaterea, felicitări. Daniel Bondalici, tot din Iași, din Dublin, ne spune: domnule profesor, pentru domnul Dungaciu, care vor fi resorturile pentru restartarea economică și socială după criză? Ne auziți? Da. Deci resorturile restartării sociale în Europa, bănuiesc, asta este întrebarea, cum vom începe, practic, să ne comportăm normal? Din păcate, în Europa, palierul acesta economic al crizei începe nu tocmai sub bune auspicii, pentru că, sigur, ce se întâmplă acum pe relația Germania-Italia este de salutat. Dar ce s-a întâmplat la ultimul Consiliu European, când a fost foarte limpede că nu există o solidarizare europeană așa cum și-ar fi dorit multe state din Europa, inclusiv Italia, nu va fi uitat ușor. Prezența premierului Conte la televiziunile germane, în care încerca să le explice nemților că trebuie să fie solidari cu italienii, cred că impactul public asupra italienilor a fost teribil. Și sondajul pe care noastră l-ați invocat, resentimentul ăsta față de Uniunea Europeană, vine când tu, Italia, țară fondatoare, îți vezi premierul, și nu era vorba de Salvini sau un premier, hai să zic așa, de zona populismului, îți vezi premierul acreditat, democrat și așa mai departe, îți vezi umilindu-se în fața nemților că trebuie să ajute Italia. Ori chestiunea asta nu se uită ușor. De asta, din punctul ăsta de vedere, n-am debutat neapărat sub cele mai bune auspici. Doi, la nivel global, sigur că se va regândi, după părerea mea, modelul economic. Modelul economic pe care îl știam până acum, adică cu lanț, hai să zic așa, de cerere și ofertă extrem de sau lanț de furnizori extrem de extins, s-ar putea să nu mai fie viabil. S-ar putea ca mult business, inclusiv din Statele Unite, să încerce să scurteze lanțul acesta. Și să nu mai încheie în China, și să-l încheie, dacă nu pot, în America, în zone mai palpabile și mai, hai să zic așa, controlabile și care nu sunt în concurență directă. În momentul în care tu vezi că finanțezi elefantul sau tigrul care va sfârși prin a te mânca, sau există riscul ăsta, începi să fii mai precaut. De asta s-a spus la un moment dat și o discuție întreagă, nu, că s-ar putea ca zone, paradoxal, inclusiv cele din Est sau partenere ale Americii, să poată să fie, într-un fel, mă rog, mici candidați, foarte mici, la anumite retrageri din spațiul chinezesc. Dar modelul de business cu siguranță că va fi regândit. Asta nu este însă o chestiune pe termen scurt. Asta este o chestiune pe termen lung. Și din această perspectivă, probabil că vom mai aștepta un pic. A treia observație pe care aș face-o: depinde foarte mult cine pornește economia prima dată.
De asta Trump a dat niște semnale din această perspectivă. De asta chinezii se grăbesc să fie primi. Pentru că la un moment dat economia noastră a bunăstării, sigur că a umplut depozitele. Avem depozite pline, magazine sunt, slavă Domnului, pline, dar la un moment dat depozitele acestea nu o să mai fie pline. La un moment dat cineva va trebui să culeagă recolta, cineva va trebui să facă producție. Cine vor fi cei care se vor mișca primii din această perspectivă? Cine va da drumul la economie? Ei, cine va da drumul la economie va câștiga această bătălie. Iar sigur că bătălia mare este între China și Statele Unite, dar până se modifică modelul de business pe termen scurt, cei care pornesc economia vor avea de câștigat, pentru că vor avea și bani să facă achiziții. În momentul în care criza economică vine în Europa și cineva are mulți bani, s-ar putea să cumpere multe foarte puțin. Nu mă refer numai la Estul Europei, dar Estul Europei este sub această amenințare. În momentul în care închizi cam tot și nimic nu mai funcționează, cu deficitele pe care le avem în general în sudul Europei, s-ar putea ca cineva va veni să facă cumpărături. Va fi China cel care va face cumpărături în Europa? Și imaginați-vă că în condiții de criză economică, banii chinezi vor fi salutați de mulți. Pentru că vor fi, ca să zic așa, inclusiv compensații la o mișcare destul de lentă a Europei sau la semnalele Europei că corona bondurile nu sunt viabile. Ei, astea sunt riscurile politice. Noi nu avem de-a face doar cu o criză economică, avem de-a face cu o criză politico-economică și strategică. Ne va spune probabil America, atenție la China. Atenție, China este un inamic strategic al lumii libere. De acord. Dar ce vei face când China va veni cu bani și îți va cumpăra fabrici, întreprinderi, șantiere în faliment ca urmare a crizei economice? Care va fi prețul? Cine va câștiga în această negociere? Deci pericolul nostru pe dimensiunea economică va fi și un pericol strategic. Sentimentul meu este că în momentul ăsta, statele care au mulți bani, eu nu spun cine, se și gândesc să-și facă o listă de cumpărături și probabil că în țările în care deja au intrat cu diplomația aceasta a coronavirusului, prin această geopolitizare a conflictelor, pentru prima dată s-a apărut această chestiune de geopolitizare a conflictelor, dar în statele în care deja au venit s-ar putea să aibă și lista de cumpărături pregătită. Ăla va fi un moment într-adevăr de mari decizii politice și strategice. E o geopolitizare a filantropiei, da? E întotdeauna o mască în spatele acestei generozități, da. Este, domnul Neanțu, este bunul samaritean și răul samaritean. În aceeași persoană, din păcate, da? Domnule profesor, a fost o discuție fascinantă. Aș vrea să ne mai revedem. Ne vedem prea rar și nu trebuie să se mai întâmple, pentru că, din păcate, emisiunile, cineva chiar scria de ce domnul Dungaciu nu mai apare la televizor. Ați mai apărut în ultima vreme? Unde vă pot urmări cei care vă ascultă? Pe aici, pe acolo. În adevărul.ro, în orice caz, văd constant analize și vă încurajez să le publicați. Cum petreceți această izolare? Intelectual vorbind. Intelectual foarte bine. Mulțumesc de întrebare. Sper că și dumneavoastră. Încercăm, nu? Nu mai am puterea să scriu o carte care s-ar vinde foarte bine, deși am flair pentru marketing, dar în 2016, când a câștigat Trump, m-am pus pe treabă și am scos o carte despre fenomenul Trump. Acum s-ar putea scrie o mare carte, zic eu, despre această intersecție a intereselor globale. Nu știu dacă avem timp de așa ceva, dar poate, cine știe, într-o bună zi ne gândim și la asta. Haideți să vorbim pe final, domnule profesor, despre faptul că istoria nu ține de fizică, adică declinul Occidentului nu este a doua lege a termodinamicii. Nu e vorba de o entropie inevitabilă, de un colaps al Occidentului absolut necesar. Nu scrie nicăieri în stele că Occidentul trebuie să piară și să lase loc Chinei sau Rusiei sau Islamului. Nu. Ține de noi, de determinarea noastră, de puterea noastră de imaginare a unui viitor mai bun și mai ales de leadership, cred, așa cum s-a întâmplat în perioada anilor 40, când Winston Churchill, când chiar și FDR au putut să proiecteze imaginea aceasta a unei lumi libere și să strângă rândurile, care nu erau nici ele atât de strânse la început, între America și Anglia și între celelalte puteri. Cred că e nevoie astăzi mai mult decât de viziune, de curaj, de ambiție, de credință, zic prea mult? Ziceți, cred că ce trebuie să spuneți și cred că multă lume ar trebui să o simte numai să spună lucrurile acestea.
Ca să vă dau câteva elemente în sprijinul acestui tip de argumentații, în anii 80, de pildă, când Japonia s-a ridicat, cam multe dintre criticile pe care le facem astăzi Chinei erau atunci puse și în contul Japoniei. Că fură tehnologie, că își favorizează propriile companii, că nu dă cifre exacte, că de fapt joacă strict în contul personal și așa mai departe. În anii 80 era celebră o carte, Să ne pregătim pe viitorul, pentru viitorul război cu Japonia. Era o carte clasică, anilor 80, America trebuia să intre în război cu Japonia pentru că Japonia crescuse fabulos, vă aduceți aminte atunci, o creștere care n-a fost de tipul Chinei, a fost extrem de accelerată. Deci s-a întâmplat și asta. Și declinul Occidentului n-a fost scris ieri sau alaltă, a fost scris chiar înainte de Uniunea Europeană să devină ceea ce știm că este în perioada interbelică. Deci, prin urmare, sunt foarte multe prognoze de tipul ăsta care n-au reușit. Cele mai multe prognoze care n-au reușit se referă la Statele Unite. Este o întreagă literatură după care America trebuie să prăbușească. America s-o fi prăbușit de vreo 30 de ori în istorie, dacă ne uităm pe acea literatură. Declinismul Americii este, repet, acoperă o bibliotecă, dar iată că nu s-a prăbușit și sentimentul meu că nu se va prăbuși prea curând. Deci vestea declinului Americii, este vorba lui Mark Twain, este exagerată, este cel puțin exagerată. Nu e cazul. Nu, Occidentul are toate datele să revină. Problema Occidentului este una de decizie și de leadership. Când vezi că ai două puteri, de tipul America și China, care sunt puteri naționale, ne place sau nu ne place, în timpul unei crize se uită cu toții în aceeași direcție. În Occident, din păcate, în momentul în care se pune problema să ajuți Grecia în timpul crizei economico-financiare, toată lumea a spus, dar de ce să ajutăm Grecia? Vorba doamnei Merkel, voi, când noi mergem la culcare, voi mergeți să ieșiți la cafea. Dar în România sau în America, de pildă, dacă un uragan lovește Louisiana, nimănui din Seattle sau din Los Angeles sau în San Francisco nu i-a trece prin cap să întrebe guvernul federal de ce ați dat bani în Louisiana. Pentru că este asumarea acelui sentiment de noi care e prezent și face ca această problemă să nu existe. Așa cum în România, dacă e o inundație, doamne ferește, la Galați, cel din Oradea sau cel din Craiova nu încep să certe guvernul că ajută Galațiu. De ce? Pentru că e această solidaritate intrinsecă. Ei, Uniunea Europeană nu are, trebuie să ne înțelegem. Dar atunci când Uniunea Europeană se uită în jur și vede un colos, vede doi elefanți de tipul America și China, trebuie să gândească toată povestea asta strategic. Să nu ajungă cel mai prost lucru care se poate întâmpla Occidentul, nu să decadă, ci să devină irelevant. Să devină o baltă din care va pescui America și China peste 10 sau 15 ani. Cine-i cu noi sau cine-i cu noi? Asta este riscul Occidentului. Să nu aibă o viziune strategică coerentă. Sentimentul meu, dacă mă întreabă cineva, este că Occidentul își joacă, mă iertați, Uniunea Europeană își joacă destinul strategic în relație cu America. Dacă occidentalii nu vor juca cu America, riscă să intre în irelevanță strategică. Că ne place Trump, că nu ne place Trump, este cu totul și tot o altă discuție, o chestiune de gust. Dar Occidentul unit poate să conducă lumea cu o singură condiție, să rămână unit. Domnule profesor, vă mulțumesc pe această notă optimistă pe care și eu mi-o însușesc, o notă care însă presupune din partea noastră acțiune. Trebuie să cerem de la liderii noștri mai mult. Aș spune că și în relația cu politicienii români trebuie să cerem mai mult și anume trebuie să cerem acestor oameni care ne conduc de la nivel de președinte, premier până la, iată, nivel de baron local, să cerem mai multă responsabilitate, să cerem din partea lor o discuție sistematică cu mințile luminate ale lumii. S-a văzut și, iertați-mă, n-a arătat deloc bine, s-a văzut în criza asta românească că mulți oameni politici n-aveau nicio noțiune despre, elementară chiar, despre ce înseamnă criza epidemiologică, efecte, imaginația lor științifică era extrem de precară, educația lor, îmi vine să spun, cultura lor generală, da? Cunoașterea despre geografie și transferul, da, de probleme dintr-un punct al globului către un alt punct al globului. Toată această lipsă sau această precaritate intelectuală a oamenilor politici, eu zic că afectează mult o țară. Nu întâmplător, oamenii politici importanți ai Occidentului au fost înconjurați de oameni deștepți. De la Ronald Reagan, care îl avea pe Richard Pipes și care îi spunea tot soiul de lucruri importante despre Uniunea Sovietică, până la Winston Churchill, care se avea pe sine însuși și nu mai avea nevoie de foarte mulți oameni, fiindcă era un geniu în sine. Așa că să dea Dumnezeu să vedem în Europa o reconciliere între mințile limpezi și luminate, pe de-o parte, care sunt în zona academică adesea, cum sunteți dumneavoastră, și oamenii care trebuie să ia decizii, și aceștia sunt politicienii,
Vă aștept cu altă ocazie. Noi aici vreau doar să spun și să explic conținutul ultimei intervenții. Construim o comunitate de lectură în jurul marilor cărți și bineînțeles că una dintre marile cărți este Cartea Cărților, este Biblia. Citim săptămâna aceasta, marți, la ora 10, sunt peste 150 de oameni înscriși la un seminar gratuit despre Turnul Babel, domnule profesor, mitul arhetipal, despre ambiția imperiilor de a se autonomiza în raport cu transcendența. Vom vorbi marți la ora 10 despre Turnul Babel. De asemenea, avem în a doua parte a săptămânii o introducere în retorică și leadership. Nu de alta, dar claritatea înseamnă putere și lipsa de claritate în enunțurile liderilor noștri a condus la haosul din spitale, între altele. De asemenea, săptămâna viitoare avem o dezbatere despre credință și știință și vom reveni cu invitații noștri. Mâine, la ora 20, avem o mărturie inedită a unei asistente din Suceava. Sper să pot confirma mâine, în cursul zilei, această prezență absolut remarcabilă a asistentei voluntar Carmen, dacă țineți minte, cea care a muncit 18 ore în fiecare zi pentru a salva vieți. De asemenea, avem alte mărturii din zona Suceava, această Lombardia a României și Botoșani. De asemenea, vom avea alți invitați speciali în cursul săptămânii și vreau să-i mulțumesc domnului profesor Dan Dungaciu pentru excepționala prezentare a problemei și să-l invit, dacă se poate, poate chiar încă o dată înainte de Paști, să discutăm despre dezvoltarea și amplificarea acestei crize. Vă mulțumesc mult, o seară liniștită vă doresc, domnule profesor. Ne luăm rămas bun. Vă mulțumesc și eu, la revedere. La revedere. Frecvent citată, dar tot mai rar citită, Sfânta Scriptură e prezentată acum publicului român de un scriitor consacrat și doctor în teologie al Universității din Londra. Cursul oferă o inițiere rapidă în arta lecturii celei mai importante cărți din istoria umanității. Biblia. 3 ore dedicate Vechiului Testament și alte 3 ore interactive acordate Noului Testament vor surprinde atributele unice ale acestui fabulos text sacru. O capodoperă literară și un izvor de înțelepciune deopotrivă. Învață de la un polemist versat cum să aperi adevărul peren al Scripturii în fața celor sceptici sau necredincioși. Vino să descoperi sensuri pierdute ale Bibliei la un curs online de excepție. Pentru înscrieri, trimite acum un e-mail cu datele tale de contact, inclusiv numărul de telefon, la adresa mihailneamțu@gmail.com și vei afla condițiile de participare. Biblia. O introducere filozofică pentru o Românie deșteaptă. Salutare, prieteni! Ați făcut posibil în ultimul an și jumătate acest proiect educațional care aduce pentru românii de pretutindeni, urbi et orbi, de acasă și din străinătate, acest comerț cu marile idei ale mișcării conservatoare. Sunt aici la Londra pentru a filma în diferite locuri și pentru a scoate la iveală ce anume reprezintă civilizația nu doar anglo-americană, ci civilizația occidentală. În spatele meu este London Eye. Nu departe de London Eye am studiat la King's College și vreau să spun un singur lucru, că dacă nu facem în fiecare zi un efort să punem în valoare acest tezaur, acest patrimoniu de idei, acest patrimoniu de instituții, până la urmă, vom pierde bătălia pentru libertate. Așa că mulțumesc din suflet pentru că susțineți acest proiect, mulțumesc pentru că ați investit în acest canal de informare și de, până la urmă, formare intelectuală și spirituală. Vreau să ne vedem cât de curând la București sau poate în alt loc din țară pentru a face cunoștință, pentru a ne întâlni față către față. Până atunci, nu uitați să susțineți proiectul acesta, să-l faceți cunoscut. Vocea libertății este vocea demnității, vocea curajului pentru o Românie deșteaptă. Vă mulțumesc!